Produs în repriza, în prima repriză, undeva prin minutul 30, o pasă pentru Tamuz, mai departe al Senat, pericol al Senat, gol! Petrolul se distanțează pe tabelă, al Senat ca în curtea școlii, a trecut acolo de Mușat și l-a învins pe Niculescu, 2-0 pentru echipa lui Gigi Mulțescu. Intră cu diferență de două goluri la cabine jucătorii lui Mulțescu. Greu va fi pentru Universitatea să refacă această diferență. Noi revedem execuția superbă a lui Al Senat, care l-a învins pe Niculescu. La fața de puțin mai devreme, dacă e să te uiți pe prima reluare, poate o să o mai vedem o dată. Dinoș Vor și cu Mușat s-au dat cap în cap. O...